Vă salut cu drag prieteni, suntem în luna martie într-un solar, într-un solar în care am pus și două rânduri de căpșuni, v-am povestit despre ele, sunt foarte bucuros, niște căpșuni remontante, adică care fac de mai multe ori pe an, în condiții bune pot să rodească chiar de șapte ori pe an. San Andreas este soiu. suntem în luna martie și trebuie să, să țineți cont și de faptul că e un solar care are folia deja pe ducă, adică e ruptă, nu e foarte, foarte bine izolat. La noi a fost frig, a fost chiar și zăpad acum o săptămână și totuși căpșunele au înflorit. Unele chiar aici văd că a căzut floarea, începe să formeze căpșuna. Luna martie, n-au fost stimulate cu căldura aici decât folia prăpădită care a avut-o pe ea. Încep să înflorească mai multe căpșuni, sunt, am văzut mai multe flori pe rând. Încep să izbucnească florile, ceea ce înseamnă că nu într-un timp foarte, foarte lung vor forma căpșuni. Și vom putea să avem timpuriu căpșunile delicioase. San Andreas face nu doar multe căpșuni, dar face căpșuni ferme, foarte dulci când sunt coapte, sunt extraordinar de dulci și aromate. Deci sunt foarte mulțumit și de producție, cât și de calitatea fructelor delicioase. Roșu intens, foarte, foarte frumoase. Sperăm că azi, anul acesta să avem o producție bună. Când uh, vor face căpșuni, poate revenim cu o prezentare, pentru că atunci e și mai frumos să le vedeți uh, durduli și delicioase. Le-am procurat la un preț, eu, destul de bun de la pepiniera Banat din Lugoș. Cred că mai, mai, are, mai avea, cred că, încă două soiuri remontante, albion și un alt soi. Uh, San Andreasul m-a bucurat, este destul de productiv. Sper să vă fie de folos și să încercați niște căpșuni remontante ca pe parcursul anului să aveți bunătățile acestea la dispoziție. Grădinarit fericit și succes în ceea ce faceți! Doamne, ajută!